E dimineață. Pentru mine, pentru tine, pentru noi toți e dimineață. Dimineața e și pentru țărișoara noastră, care e vlăvioasă, respiră printre spini. Da, dimineața ei și a noastră este înconjurată doar de spini. Ce am putea noi cu tine să schimbăm? Sigur, te întreb de ce schimbare? Doar ne-am obișnuit și așa. E bine. Nu, schimbarea trebuie să vină de la sine, inevitabil. Schimbarea e unica esență. Fără de ea suntem ca niște stânci monumentale tacit zăcând în umbra timpului. Oare atât de imposibil să ne dorim mai mult? Să uităm de daruri, șpagă, mulțumiri? Și totuși, de ce am devenit atât de cruzi, egoiști și imposibili, când totul ar putea să fie mult mai bun? Cu oameni simpli, complicați, noi toți suntem copii acestei țări. Mică, săracă, cum o fi? Doar împreună, doar integri, doar fermi și siguri de ceea ce dorim să fim, vom reuși. Hai, e timpul să scăpăm odată de acești spini, ca la miezul zilei să reușim să ne mândrim, iar copiii noștri să nu plece, dar să iubească acest tărâm.